Când vine vorba de pepen din Dăbulență, de startul sezonului în patria Lubeniței, se muncește zi lumină, iar târgurile s-au umplut de producători în așteptarea clienților. Unii sunt dispuși să vândă pepenii chiar și cu un leu și 60 de bani, încă de la prima recoltă, ca să scape de drumurile spre marile orașe. Alții, în schimb, își petrec vara încercând să-și facă loc în piețe. E a doua recoltă din acest an pentru familia Dobre. Odată ce se adună toți pepenii care au dat în pârg, marfa va lua drumul capitalei. Uite, acum de-abia aștept să încarc și am plecat la București. La Pucheni? Sau la Pucheni, la Pucheni. Cu cât o vindeți acolo, domnul Dobre? Cerem 20, 20 ni se dă, 19, 18, depinde după cum negociezi. 2 lei, adică. 2 lei. Pepenii de Dăbulen sunt vestiți pentru gustul lor dulce. Soarele puternic, solul nisipos și aciditatea fac ca lubenițele de aici să se coacă înaintea celor din alte zone ale țării. Arată bine. Ia să vedem dacă e dulce. Valiu, zahăr. Cu cât e mai proaspătă, cu atât e mai bună, iar servită aici, în marginea câmpului, este un adevărat deliciu. Bun, dar tot mai greu de produs. Agricultorii spun că în piețe nu mai au loc de intermediari, iar mulți au ajuns să-și vândă marfa pe temirce, așa că următoarea generație nu e motivată să preia afacerea familiei. Câți ani ai? 15 ani. Îi ajuți pe părinții tăi la cules? Da. Tu ce vrei să faci când o să fii pompier? Familia ta are la fel pepeni? Noi nu mai punem. De ce nu mai puneți? Nu mai merge. Nici în piața angro locală nu găsim mai mult optimism. Bagă aici, mamă, bagă! Să-ți arăt aici, producător! De unde mergeți cu ele? La Constanța, doamnă scumpă. Cu cât acum le dați acolo? Piața. Acum cât e pe piață, să vedem. 3 lei, 4 lei, cât o fi, mamă? Nu le dați cu 2 lei la Pucheni. Nu, păi de ce să dau marfa mea? Eu cu ce mă aleg? Trebuie să câștig. Noi și nu eu. Nu câștigăm cam... nimic, nu câștigăm. Câștigă ei, le ia cu 2, le dă cu 4. Da. E 3.800.000, 3.900.000, 4 milioane sacul de îngrășăminte, 9 lei litru de motorină. Alții nici nu se mai pun pe drum. Orice socoteală și-ar face, tot nu e în avantajul lor, așa că le dau în piața locală. Prima mână, acum la mine, vine alții. De la prima mână le dați cu 1,60 lei, 1,70 lei? Ăsta e prețul. Mai câștigați sunt producătorii care s-au asociat în cooperative și au mers uniți la negocieri cu intermediarii, însă prea puțin știu să facă asta. Alții cred că situația nu se va schimba fără implicarea autorităților.